sumele primite de persoanele eligibile pentru ajutor în scopul plății energiei pot fi folosite doar până la data de 27 decembrie. Poșta Română, într-o postare realizată pe pagina de socializare, a transmis: cu ajutorul cardurilor de energie puteți plăti factura la energie termică și curent electric, însă aceste carduri expiră la data de 27 decembrie 2023. Din acest motiv, vă încurajăm să le utilizați până la această dată. Verificați soldul rămas pe card și asigurați-vă că îl utilizați integral înainte de data de expirare. Cardurile de energie pot fi folosite astfel, direct la poștaș, prin intermediul dispozitivelor mobile, online, accesând linkul www.poșta-romana.ro/sprijin-pentru-romania, în orice oficiu poștal sau la oficiul poștal pe raza căruia își are domiciliul beneficiarul în mediul rural. Cardul de energie acordă beneficiarilor posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru energie electrică, energie termică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire, gaze, lemn pentru foc, lemn rotund și despicat de lucru cu diametru la capătul gros de maximum 24, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn, păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire, cum sunt apă, geotermală, cărbune, brichete, rumeguș. Amintim că mai mulți români pot primi ajutor pentru plata facturilor prin cardul de energie. Este vorba despre următoarele categorii: pensionari cu venitul sub 2000 de lei inclusiv, pensionari de invaliditate cu venitul sub 2000 de lei inclusiv, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 de lei inclusiv, familiile cu alocație de susținere, familiile persoană cu ajutor social. De asemenea, media venitului lunar pe fiecare membru de familie nu poate depăși 2000 de lei pentru a beneficia de acest ajutor. Amintim că sprijinul acordat populației vulnerabile constă într-o sumă de 1400 de lei și este destinat compensării costurilor la energie. Acești bani sunt acordați pe loc de consum sau gospodărie vulnerabilă, fiind împărțiți în două tranșe egale de 700 de lei.